Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Gândurile lui Cristoiu, așa cum v-am obișnuit deja, în fiecare ediție avem câte un invitat, candidat la alegerile prezidențiale. În această seară o avem alături de noi pe doamna Ramona Ioana Brunsils. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bine v-am găsit și domnul Ion Cristoiu, analist politic, împreună cu care adresăm cum întrebări. Ați pronunțat că să nu greșesc? Ramona Ioana Brunsil. Brun. -sils. Brun. Brun, -sils. Brun. Brun. Am Sau întrebat și eu pe doamna. Sau Brusli, dacă Bruce e Bruce mai. Am simșor? întrebat și eu înaintea emisiunii, tocmai pentru a nu greși hmm. uh, numele ei O să zic eu să spun doamna candidat. Doamna, doamna candidat. candidat. <laughs> Sau așa. Ramona Ioana este. Ramona foarte Ioana, că sună și frumos. Da. Puteți să vă luați numele că dacă ajungeți președinte. Uh, cu mare drag. Că va fi o foarte mare problemă, iertați-mă cum vor scanda Uh, românii numele La un eventual protest. Faptim? La un eventual ah, protest. Bun, la pro a, a început bine. Are un mare avantaj. Nu îi se, se poate instiga numele jos, jos. Jos, 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 <laughs> doamna președinte. Da, e, -ai, dacă zici doamna președinte, deja e onorabil. Uh, domnul Cristoiu, să știți că nu am de gând să declanșez și să dau motive pentru proteste. Din potrivă. Eventual, dacă românii vor dori să iasă și să-și declare dragostea lor față de, față de președintele Poate care să să se numele, nu, Pot să l Numele, nu Pot să-l nu contează. Bine. Totul pentru țară. Uh, haideți să, să intrăm direct în interviu. Vă rog frumos, spuneți-ne în primul rând ce vă recomandă pentru cea mai înaltă funcție în stat. Da. Sunt româncă și subliniez acest lucru tocmai datorită numelui meu de familie atât de, atât de complicat. Sunt româncă născută la Cluj din părinții români, din bunici țărani din județul Sălaj. Un om care a crescut în România, a crescut în greutăți cât am fost copil și cred că înțeleg și mi-amintesc și acum acele greutăți. Și asta înseamnă ceva pentru că poți să înțelegi ceea ce se întâmplă acum în, în mare parte din poporul român. Sunt mamă a două fetițe, de șapte și de nouă ani, și asta, de fapt, reprezintă poate cea mai puternică motivație a mea, pentru că, uitându-mă în jur, am văzut cum ne pleacă copiii, cum pleacă tinerii din România, și, bineînțeles, că nu-mi doresc să fiu și eu una dintre mamele care vor plânge și va plânge după copiii ei, așa cum se întâmplă acum în toată țara. Multe mame pe care eu le-am întâlnit, îmi cer cu lacrimi în ochi să le aduc copiii înapoi acasă. Și atunci, pentru ca acești copii ai noștri să nu mai plece și să-și dorească să revină, e clar că trebuie să facem ceva pentru România. Dar ce mă reprezintă și ce mă recomandă cel mai mult pentru această funcție este faptul că nu sunt un produs al sistemului. Mi-am clădit cariera și sunt cine sunt datorită, datorită muncii mele, datorită școlilor făcute, programelor de educație pe care eu le-am absolvit și datorită experienței pe care o am în patru laturi fundamentale, aș spune eu, ale societății noastre. Unu, am experiență în mediul corporatist și antreprenorial, am experiență ca activist în domeniul non-guvernamental, unde am activat și am condus un proiect dedicat diasporei române, am experiență apoi în mediul guvernamental, unde am ocupat apolitic două Funcții în două guverne diferite și, bineînțeles, am trăit în diaspora. Cred că toate aceste patru dimensiuni mă vor ajuta să înțeleg foarte bine ceea ce trebuie făcut pentru fiecare dintre acestea și ce anume trebuie făcut ca să le armonizăm, în așa fel încât să putem să le aducem împreună, că de asta avem nevoie. Da, sunt un om integru, sunt, am 39 de ani, ceea ce înseamnă că am entuziasmul și energia necesară pentru a face ceea ce trebuie să fac. Am un uh, istoric profesional, uh, în special din domeniul economic și financiar, ceea ce înseamnă că pentru perioada aceasta și pentru această etapă uh, pe care o va parcurge România în următorii 5 ani respectiv o etapă extrem de importantă din punctul de vedere al dezvoltării economice, cred că de asta este nevoie, de cineva care să înțeleagă ce trebuie făcut, unde anume să mergi, ce măsuri să adopți și cum anume să reprezinți România și să promovezi România pentru a o aduce pe locul pe care îl dorim cu toții în lume. Care este proiectul pe care îl aveți pentru România? Am văzut că, în primul rând, mergeți pe desfințarea imunității și Pro Proiectul România vorbește. Explicați-ne puțin. Aceste... Da, de când mi-am mi lansat candidatura, bineînțeles că am lansat mai multe, mai multe inițiative. Programul meu politic, pe care de altfel l-am făcut public săptămâna trecută la Cluj, acasă, conține măsuri concrete pe fiecare domeniu fundamental al vieții noastre. Uh, începând de la educație, sănătate, până la agricultură, până la, uh, până la securitate și ordine publică, politică externă și așa mai departe. Deci sunt uh, cel puțin 15 capitole în acest uh, program politic, serios gândite, uh, pentru că e nevoie de seriozitate, zic eu, chiar dacă unii m-ar întreba, păi, doamnă, degeaba ați trecut dumneavoastră și ați scris despre infrastructură, că ce poate să facă președintele în acest sens. Ei bine, președintele poate să facă foarte mult, dacă își dorește cu adevărat, printr-o bună conlucrare, bineînțeles, cu guvernul, cu Parlamentul, poate să se implice într-o mie și una de cauze, îmi place mie să spun, respectiv în toate acele cauze de care le pasă oamenilor din popor. Președintele ar trebui să fie, în viziunea mea, vocea poporului, cel care preia de la oameni grijile, problemele, îngrijorările lor și așteptările lor și le transpune ulterior în proiecte clare pe care le propune Guvernului, Parlamentului, înconjurându-se de mulți alți oameni adepți, care devin implicit și ambasadorii președintelui în societate. Deci, revenind la întrebarea dumneavoastră. Proiectul este amplu, însă din, din întreaga a lui amplitudine am ales câțiva piloni principali. Primul este uh, renunțarea și desfințarea imunităților extinse, uh, pentru că știți și dumneavoastră că în articolul 16 al Constituției se spune foarte clar, nimeni nu este mai presus de lege. Uh, și, din păcate, imunitățile prevăzute de articolul 72 din Constituție au fost înțelese prost și uh, tratate prost de multe ori în societatea românească de către politicieni, în sensul în care aceștia au ales să-și ascundă anumite fapte penale în spatele acestor imunități. Ei bine, imunitatea, în mod normal, peste tot în lume, protejează politicienii uh, pentru voturile și opiniile exprimate în timpul mandatului lor. Și atunci, de ce la noi să fie altfel, și de ce printr-un vot al Camerei, un parlamentar care este vinovat de săvârșirea unei fapte penale să nu poată fi urmărit penal, să nu poată fi percheziționat și așa mai departe. Și atunci, pentru că o astfel de, un astfel de avantaj de fapt s-a răsfrânt asupra întregii societăți pentru că a încurajat imoralitatea, a încurajat săvârșirea faptelor penale, s-au creat diverse lanțuri nevăzute ale răului, îmi place mie să le numesc, din păcate. Alți oameni, românii obișnuiți, îmi spun mafia, mafia din educație, mafia din agricultură, mafia din sănătate și așa mai departe. Toți oamenii vorbesc despre aceste mafii. Ei bine, trebuie să tăiem răul de la rădăcină și cred eu că va fi foarte important să renunțăm la asta. Apoi, așa cum în alte state, politicienii pot să fie dedicați muncii lor și dedicați țărilor, fără a beneficia de toate călătoriile extrem de scumpe și la nivel de lux, de diverse sume de bani forfetare și pentru cabinete și pentru alte avantaje, de 50 de consilieri și secretare și șoferi și așa mai departe. Ei bine, da, trebuie să te asiguri că acești oameni pot să desfășoare o activitate normală și trebuie să le pui la dispoziție un aparat de care să se poată folosi, dar să nu exagerăm și să încercăm să îi să motivăm oamenii să vină în politică nu pentru aceste privilegii, ci pentru ceea ce înseamnă a face politică în România și a face lucruri în România, pentru țara ta. Eu cred că dacă tăiem imunitățile și privilegiile, vom trimite către casele lor, să spun așa, pe toți cei oportuniști și pe toți cei incorecți. Da, Iertați-mă la discuția cu imunitatea e mai amplă. Sigur, există și punctul noastră de vedere în, malul în legătură cu renunțarea la imunitate, numai că experiența românească din ultimii ani, ultimii 10 ani, să spunem, au arătat că un parlamentar poate fi anchetat și, da. nu, și pentru motive, așa zise, de corupție. Ce facem? Aveți încredere că. Uh, Sistemul instituțiilor de forță va fi într-una corect, adică cum vom găsi noi posibilitatea, cum ar fi Camera, da. Parlamentul, să apere un parlamentar când e hăituit, sigur, nu pentru opiniile lui, ci din motive politice? Da, Vă rog. Uh, da. mi s-a ridicat această, această întrebare. Singur, că da, că și asta problemă. ne arată exact, și asta ne arată lipsa de încredere și stadiul în care a ajuns justiția română. Un lucru extrem de trist pentru societatea noastră. Mie e trist pentru justiție, dar justiția este obligată să-mi mie încrederea. Exact, nu? așa Bara. este. Bineînțeles că asta înseamnă totodată și în paralel și reformarea justiției și uh, pentru a reforma justiția pe lângă dezbaterile publice care bineînțeles că pot fi organizate la modul concret, bineînțeles că pot să vii cu diverse formule și cu diverse propuneri care bineînțeles să fie analizate și să vedem ce se potrivește cu adevărat societății românești. Propuneri pot să fie începând de la, hai să-l alegem prin vot efectiv pe Procurorul General al României și să nu mai fie o persoană numită pe alte criterii. Haideți să ne asigurăm că ministrul de la Ministerul Justiției este un om care provine din sistem. Haideți să poate să ne gândim chiar la curțile de jurați, în așa fel încât niciun parlamentar să nu poate să fie judecat și să zică că are... Soarta lui pusă în mâinile unui judecător sau a trei judecători sau a cinci judecători. Nu e ideea. A fost la presă în perioada interbelică. Era la presă, e corespondent. Exact. A tocmai pentru a evita exact. ca un jurnalist să ajungă pe mâinile unui magistrat. Exact. Da. Și cred, eu, cred eu că pentru politicieni și pentru cei care chiar se află în acest regim al imunităților beneficiari, tocmai pentru a putea să echilibrăm și să ne asigurăm că nu vom avea abuzuri, putem să venim cu o astfel de soluție implementată la modul inteligent, categoric, în așa fel încât să funcționeze în România. Dar, după cum am spus, trebuie să ne reformăm justiția. Și în justiție știți și dumneavoastră câte probleme avem, începând de la calitatea magistraților, de la, de la cunoștințele cu care ei ies și că ies foarte mulți, foarte buni, dar teoretic. Și, practic, nu atât de pregătiți. Sau sunt alții care nu sunt pregătiți, sau sunt mult prea împovărați de mult prea multele dosare pe care le au. Avem multe probleme pe care le putem veți rezolva putea se... de a pune în practică tot ceea ce spuneți dumneavoastră. Asta cu privilegiile, ne că terminăm partea asta. Să trecem la România, vorbesc. Am văzut asta cu această temă a privilegiilor. Eu nu sunt politician, nu o să fiu niciodată, dar. Încerc să vă spun, păi dumneavoastră vă Cine? convine că aveți bani, dar dacă e politicianul e sărac, el ce face? Își plătește el? Cum faceți dumneavoastră Distinția între privilegii și Necesitate. lucruri necesare. Da. Adică, nu. Vă rog. Bineînțeles că noi respectăm statutul parlamentarului și statutul politicianului efectiv care beneficiază de aceste privilegii. Asta nu înseamnă că îl plătim cu 1200 de lei pe lună. Bineînțeles, ei pot să aibă salarii care să fie relevante și reprezentative și potrivite pentru statutul lor. Însă toate aceste privilegii care ne costă atâtea milioane de euro în fiecare an sunt exagerate. De ce, de exemplu, o chirie pe care uh, o plătește parlamentarul care vine din altă parte în București, de ce să primească 1000 de euro în România pentru chiria aceea? Când, de exemplu, în Suedia, ținând cont de prețurile pe care ei le au acolo, primesc maximum 600 de euro un parlamentar. De ce neapărat să stea în vilă de protocol, nu? Când poate să stea într-un apartament normal, obișnuit, așa cum stăm fiecare dintre noi. De ce tot timpul să decontăm benzină, avioanele la lux și așa mai departe? Când, dumneavoastră, când veniți, domnule Cristoiu, la uh, serviciu dumneavoastră, cred că veniți pe banii dumneavoastră, probabil, sau majoritatea oamenilor vin... Uh, pe, pe picioarele mele, vă mă rog. Exact. De cam pe banii mei. Dar, Și... Bun, de acord, sunt de acord, dar problema, apropo de asta, a fost o, contro, o discuție în ultimul timp în spațiul public în legătură cu aceste subvenții date partidelor. Da. Cum vi le vedeți, mă ați v-ați gândit la ei? Ei, vă dați seama că eu acum fiind un, fiind un Patrioparlamentar... candidat, Fiind un candidat sprijinit de un partid mic, neparlamentar, care nu beneficiază de subvenții, am văzut ce înseamnă asta acum, în timpul campaniei electorale. Eu n-am primit niciun ban de nicăieri de la stat, în consecință nici n-ați putut vedea panouri uh, cu mine foarte multe, -a, a trebuit să fiu creativă. Dar să de vă uh, Îmi vor deconta dacă doar am ceea ce... Praf. Da, uh, însă se de... Deci, dacă iei 3% în alegeri, Ți se decontează doar ceea ce cheltuiești în perioada de campanie, respectiv în aceste 30 de zile. Adică Atât. De pe 12. Exact. Gândiți-vă că eu am început campania, efectiv pornind de la notorietate zero, am început-o în iunie. Și de atunci am cheltuit și am cheltuit banii aceia nu vor fi rambursați. Ei, banii ăștia, eu i-am scos din buzunarul meu dacă aș fi avut acea subvenție, puteam și eu să fiu mult mai prezentă, să-mi plătesc emisiunile la diverse canale TV, oamenii să mă audă, să mă cunoască și în felul acesta aveam o șansă mult mai mare decât cea pe care o am Să fi de prezentă, cum adică vă decontează, dumneavoastră? că Vreau să vă candidez și eu la mine. Vă faceți ce? niște chitanțe? Cum? Deci, în de perioada de campanie, okay, în funcție da. de plățile făcute, respectiv cu, chitanțe, cu facturi, cu chitanțe, cu conturi. unde le depuneți? Le depunem la AEP, autor la, la Autoritatea Electorală. Și Dar de asta regulă, după ce. După, și uh, Autoritatea Electorală este obligată, conform legii, în 90 de zile, să, uh, să transfere banii după ce auditează, bineînțeles, cheltuielile, se asigură că ele sunt fundamentate, că sunt reale, le pentru că Uh, sincer, nu, dumneavoastră, în general. Eu nu mă gândesc acum, la de poate. dar dumneavoastră știți că na, acum, ce nu se poate. Uh, în cât timp îți banii? În 90, 90 de zile ar trebui, conform legii. Dar, repet, este pentru că zilele trecute am fost acuzată, apropo de niște voci mai neprietenoase, am fost acuzată că împreună cu domnul Voiculescu dorim să să dăm o țeapă statului să luăm 10 milioane de euro. Ei bine, n-ai cum să iei 10 milioane de euro în urma acestei candidaturi decât dacă ai cheltuit în perioada de campanie 10, 10 milioane de, de, euro. de euro și dacă poți dovedi cu acte viabile și clare că ai cheltuit acești bani. Noi nu avem nici într-un caz astfel de intenții Uh, din păcate și suma cheltuită de mine în această campanie Nu se compară cu milioanele de euro cheltuite de partidele mari din buzunarele noastre Pentru că știți fluxul uh, Dar vis-a-vis -vis de întrebarea dumneavoastră Cred eu că până la un punct aceste subvenții sunt binevenite Însă să ne asigurăm că nu sunt exagerate Și de fapt din ele nu sunt plătite multe alte lucruri care duc la manipulări și alte cele Pentru că sistemul să știți că nu este deloc prietenos cu cei care vin, cu noi intrați în, în alegeri și pe scena politică. Tot ceea ce a spus dumneavoastră despre imunitate, despre privilegii, cum aveți de gând să puneți în practică din rolul de președinte, având în vedere că este foarte puțin probabil ca în Parlament sau să aveți un Parlament sau un guvern care să fie în totalitate de partea dumneavoastră? A, cu siguranță Parlamentul și parlamentarii implicit se vor opune unei asemenea măsuri pentru că nu îi avantajează absolut deloc. Uh, păi, la anul avem o șansă istorică, aș spune. Pentru că în 2020 avem două tururi de alegeri și spuneți-mi mie sau arătați-mi un parlamentar care, dacă știe că poporul a spus da unui lucru, pentru că normal că trebuie să apelăm la un referendum prin care consultăm oamenii dacă vor să eliminăm aceste imunități, uh, iar dacă oamenii spun da, arătați-mi un parlamentar care va îndrăzni să spună nu, știind că în toamnă urmează să ceară din nou votul oamenilor ca să ajungă în Parlament. Adică ați face un referendum imediat? Dacă imediat, din, din prima a zi a mandatului meu, aș iniția două lucruri. Unu, aș iniția consultarea cu Parlamentul pentru, pentru, acest, pentru organizarea de referendum, iar apoi, al doilea lucru pe care l-aș face tot în prima zi, ar fi, aș invita liderii politici reprezentativi în România și, totodată, liderii tuturor celorlalte forțe sociale din România, să vină în jurul aceleiași mese și să stabilim cu toții care sunt prioritățile strategice ale României. Și pe aceste priorități, câte vor fi ele, infrastructură, educație, sănătate, sănătate, întoarcerea diasporei acasă, natalitate, încurajarea natalității, că avem probleme demografice majore. Ei bine, pe aceste cinci teme, ideal, și așa ar trebui într-o țară normală și într-o țară care se respectă și își respectă cetățenii, ar trebui să ne dăm mâna și să nu ne mai batem politic. Pe astea ar trebui să le împingem cu toții, că avem atâtea alte motive pe care să ne batem. Deci, astea sunt două lucruri pe care le voi face în prima zi a mandatului meu. Pentru că ați vorbit de finanțare, în spațiul public au apărut acele înregistrări cu dumneavoastră despre care da. trebuie să vorbim. Cum... Sau ce ați spune referitor la ceea ce s-a auzit pe acele înregistrări? Uh, este foarte trist uh, faptul că acele înregistrări. Este foarte trist că s-a întâmplat situația ca atare, și este foarte trist că în casa mea, într-un moment de supărare, pentru că avem dreptul cu toții, cred eu, să fim și supărați, din păcate, și să plângem dacă, dacă simțim așa, în casa noastră, și unde credem că uh, este în intimitatea noastră și nu în fața publicului. Deci este foarte trist că, uh, iată, cineva a înregistrat acele momente și a îndrăznit să le dea către marele public. Pe mine m-a educat mama în felul următor. Să nu-mi spăl rufele murdare în afara familiei și nu o voi face. Mai ales că este vorba despre banii mei, banii investiți de soțul meu în campania mea. Dacă cineva i-a uh, manevrat sau i-a menegeriat defectuos aceste lucruri vor fi rezolvate de mine în interiorul echipei. Însă ceea ce s-a întâmplat este cel puțin jignitor. Eu, la rândul meu, bineînțeles că îmi cer scuze de la cei care au auzit acele înregistrări pentru că sunt o femeie mai aprigă și am dat și cu pumnul în masă, am, am și scos o jurătură. Îmi pare rău, nu am crezut că sunt în direct cu întreaga națiune. N-aș fi făcut și n-aș fi spus asta. Dar în momentele în care Uh, ești supărat pe cei din jur, uh, ești obosit, bineînțeles. Uh, și mai mult decât atât, când tu știi că ai rugat pe oamenii din echipa ta să-ți plătească oamenii și te-ai asigurat că această solicitare a ajuns la ei, iar ei nu au făcut-o și oamenii tăi sunt neplătiți, pentru mine asta înseamnă foarte, foarte mult. Și asta m-a supărat extrem de mult, pentru că, după cum v-am spus, eu am fost un copil care a fost crescut într-o familie săracă. Mama mea ne-a crescut pe doi copii singură. Noi așteptam ziua salariului și o așteptam cu, cu sufletul la gură. Și cu două, trei zile înainte nu mai aveam bani, normal. Și mama ne spunea să iau salariu, să iau salariu. Ei bine, atunci când oamenii depind de acest salariu, care oricum în România este așa cum este, mie mi se pare bătaie de joc. Și o neglijență extraordinară să nu le plătești salariile la timp. Da. Știți că a circulat așa prin redacții și suspiciunea că dumneavoastră le-ați aranjat? Exact asta voiam da. să întreb și eu. Da, mi s-a spus și mie. Auzit? Dacă da. vă avantajează, nu vă dezavantajează nu, de fapt Bineînțeles că, că mă dezavantajează aceste înregistrări, pentru că... Păi de acum comentați faptul că s-ar putea... să da, nici. că le într nici... argumentați da, de ce nici, nu? Nici... Vă dați seama, cum aș putea să dovedesc acest lucru? Cum, a, cum aș putea? Uh, decât cei care mă cunosc știu clar că niciodată nu aș scurge așa ceva, uh, știu clar că niciodată nu, nu deci nici nu m-aș fi gândit, vă, vă spun sincer, nu m-aș fi gândit că cineva ar putea să se gândească să mă înregistreze în propria casă Cum ați reacționat când ați aflat prima dată de înregistrări? Uh, am fost șocată. Deci, în, primul, în prima fază, când am fost sunată de acel jurnalist de la Newsweek, care mi-a trimis un mesaj și mi-a spus: uh, Vrem să vă cerem părerea despre, uh, despre anumite uh, zvonuri pe piață că nu v-ați plătit angajații, am zis: A, ah, încă vreo tâmpenie. Vă spun sincer, eram în mijlocul unor înregistrări, unor filmări atunci și n-am băgat în seamă. Am zis: Ok, am dat către biroul de presă și am zis să se ocupe ei. Când peste alte nu știu câte minute am primit al doilea mesaj care mi-a spus: uh, Am publicat articolul, normal că am dat click pe linkul care mi-a fost dat. Uh, și m-am așteptat la un articol normal scris, la o altă zvonistică, știți? În momentul în care am văzut înregistrările, credeți-mă, am avut un foarte mare șoc. Am oprit filmările, mi-am mi rugat echipa să mă ducă uh, spre casă, îmi suna telefonul într-una. Asta este un moment de criză, un moment de criză pentru care mi-a părut foarte rău. Nici într-un caz n-aș fi făcut așa ceva, și asta pentru că, vedeți, eu am încercat să vin în fața publicului și să, să fiu o prezență elegantă, o prezență care uh, impune alte standarde. Nici într-un caz nu mi-am dorit nici să intru în scandal cu alți candidați și cu atât mai mult viața mea privată și problemele mele să ajungă pe tapetul tuturor. Spuneați mai înainte că din documentarea mea nu am văzut prea multe lucruri despre viața noastră. Spuneți, vorbeați mai înainte de familie, săracă, nu știu ce au fost părinții noastre. Mama mea muncitoare într-o panificație. Panificație post-decembristă sau din noi? Post, uh, uh, post-decembristă, post -decembristă, dar probabil că ea a fost înființată înainte, dar care a continuat până eu aveam 9 ani la Revoluție și mergeam la mama la fabrică și o mai așa mai. Și tatăl a divorțat sau cum? Uh, -a un... Conjunctura a fost de așa natură încât tatăl meu, din păcate, a decedat când eu aveam o vârstă fragedă. Da, și vorbea -un moment dat de diasporă, a fost... Spuneți-mi în două-trei ah, minute. Da, da. Ia, faceți o mică la Cluj. Deci, m-am uh, născut la Cluj, așa, deci născut la Cluj da. sunt absolventă de drept la Cluj. Da, am, am rămas cadru didactic la Cluj, și am o bună de așa? la Cluj, am Am fost pentru câțiva ani, am rămas cadru didactic universitar în Facultatea uh, de Drept. Apoi în 2005 m-am mutat la București. La București uh, -stați un pic în biografie, aveți o ciudățenie. Așa? Consilier juridic la Corpul de Armată. Da, știți că am fost și un fel de, de copil Asta. de trupă, ca să zic, Asta. respectiv, uh, pe la 14 ani. Eu cântam, cântam la chitară și cântam frumos și recitam frumos și uh, de multe ori participam la spectacolele armatei de la Cercul Militar. Uh, ei bine, în cadrul unui spectacol am fost văzută de realizatorul emisiunilor armatei care m-a invitat să fiu coprezentator în emisiunea Apărătorii Gliei Transilvane. Și aveam vreo 15 anișori și prezentam și o rubrică de dedicații. După care, știți, am crescut, am ajuns coprezentator al emisiunii, după care am intrat pe emisiunea Armatei de la Cluj, de pe TVR Cluj, am prezentat spectacolele Armatei la Cluj, după care... Deci colegă cu noi. E foarte important Considerați ajuns în contextul în care nu aveți avea legătură cu armata. Da, Am fost reporter militar, am participat în exercițiile NATO de atunci, știți că era preaderare NATO. Uh, da, o, o etapă foarte frumoasă și pentru mine, tocmai de aceea, armata este extrem, extrem de importantă a reprezentat pentru mine să spun, filonul principal al, al evoluției și mele și în acest context ați ajuns consiliu. și în acest context, Eu aveam exact că, deci, ați copile, că, era, nu, nu, că deci, vă căutați un serviciu, nu -i așa? și, și că cineva a da. fi ajutat ținând deci, deci, și post. fiind în interiorul sistemului și ținând legătura cu ei, bineînțeles când am absolvit facultatea am primit o ofertă de post de la prefectul de atunci al județului Cluj. Am fost extrem de onorată, sunt mai extrem de bine consilier juridic la prefectura județului Cluj. Însă, din păcate, când mi-a spus că aș fi luat 200 de lei salariu, mi-am dat seama că nu mă va ajuta deloc salariul acesta. Și atunci am mers către armată un an de zile, după care mi-am continuat cariera de cadru didactic-universitar. Iar în 2005 am venit la București, unde am, am schimbat totalmente domeniul, am intrat în sectorul financiar bancar, am început de la manager de relații din sucursala Unirea din București și apoi am, prin promovări succesive pe parcursul la 2 sau 3 ani, am ajuns consilier al președintelui executiv, am lucrat în mod succesiv cu trei președinți diferiți ai, ai băncii, cele mai mari bănci din sistem atunci. Iar ulterior, a, am plecat din țară, am plecat în Africa de Sud, unde l-am însoțit pe soțul meu, pe Dominic Brunsils, care a preluat conducerea unei bănci din Africa de Sud și aveam doi copii împreună și normal că mi-am urmat soțul. Am mers cu el în Africa de Sud, acolo am, am voluntariat pentru o. a stat în Africa de Sud? Aproape trei ani de zile. 3. Aproape trei ani. Ați fost în diaspora. Uh, poftim. În sensul ăsta, da, 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 mai erau da, acolo? Și, și, da, O comunitate, o comunitate într-adevăr mai mică. Da? De Puternică. aproximativ uh, o mie și ceva doar dar de români. Mulți. Dar să știți că atunci am reușit să ne coalizăm și să punem împreună bănuți, în așa, fel încât, <laughs> în așa fel încât să facem prima biserică românească din, din Africa, în Johannesburg. Nu știu dacă au fost finalizate lucrările, dar noi atunci le-am le început. Iar după episodul Africa de Sud, între timp am fost acceptată la școala de guvern Harvard, la școala de guvern John F. Kennedy din Universitatea Harvard, am mers acolo, am absolvit programele pe care le-am absolvit acolo, și ulterior m-am întors în România. M-am întors în 2015, am condus pentru o perioadă proiectul Repatriot, am fost directorul executiv al acestuia. Și ulterior am intrat în, cel, în guvernul României, în guvernul condus de domnul Mihai Tudose. Am răspuns de relația României cu Statele Unite ale Americii. Ulterior, când domnul Tudose și-a dat demisia, am plecat cu toții acasă. Eu fiind fără sprijin politic, am fost chiar dintre primii care, care au plecat. Iar ulterior, doamna Viorica Dăncilă, mi-a făcut oferta de a mă întoarce în Guvernul României după aproximativ 11 luni în decembrie 2018 pe uh, funcția de consilier de stat pentru mediul de afaceri fiind în acord cu experiența mea în da, acest domeniu. Există și acuzația că ați făcut parte din anturajul domnului Gabriel Oprea. Sigur nu... nu... Da, nu... Și îl cunosc pe domnul Gabriel da. Oprea. Îl cunosc pe domnul Gabriel Oprea. Uh, am fost uh, un soi de consultant al dânsului pe ceea ce înseamnă comunicare pentru partid, adică și asta se întâmpla în 2015 pentru câteva luni de zile. Uh, respectiv, domnul Oprea, la momentul acela, dorea să-și reformeze partidul și dorea să scoată în față mai mulți tineri din partid. Și eu aș fi avut acest rol. Însă, între timp au început problemele domnului Gabriel Oprea și colaborarea s-a terminat, eu am mers la repatriot și așa mai departe. Asta este și atunci am fost numită omul lui Oprea. După aceea în guvernul uh, domnului Tudose am fost numită protejata lui Tudose, deși domnul premier Tudose m-a cunoscut atunci, adică nu, nu ne-a legat și nu ne leagă nimic în afară de colaborarea noastră strict profesională de atunci. Iar acum știți foarte bine că toată lumea îmi spune că sunt omul lui Voiculescu. Uh, dar... dar nu mai sunteți arudencile. A uh, și da, uh, da. Acum, bineînțeles, am colaborat cu doamna Dăncilă, am fost consilier de stat, nu am colaborat, din păcate, atât de mult cât aș fi dorit în acele luni. Uh, asta a fost contextul. Uh, dar uh, pe mine m-a ajutat acea perioadă foarte mult să înțeleg că dacă nu ai susținere politică, uh, nu reușești să faci atât cât de mult ți-ai dori în guvernul României. Uh, ceea ce a fost o mare deziluzie și o mare dezamăgire. Și tocmai ce de nu aceea... merge, spuneți din experiența noastră, desibire de noi doi ați fost în guvern ați lucrat și ați lucrat în partea asta de funcționării da ce nu merge? Ați venit din mediul privat care -i? ce este... nu merge la guvernul României? da, păi în primul rând vedeți, a României da, în vedeți, vedeți și dumneavoastră că ne lipsește competența de care deci este nevoie un... deci unul este incompetență doi, Dar nu, nu putem să generalizăm. Adică sunt și oameni foarte buni, competenți, serioși, corecți, să nu, să nu generalizăm. Însă, din păcate, factorul politic, știți și dumneavoastră, numește, își numește oamenii pe diverse criterii uh, și ar trebui, sincer, să se reformeze partidele politice în sensul acesta și să, <coughs> și să împingă spre astfel de funcții oameni, totuși, pregătiți la un anumit nivel. Pentru că au. Și ar trebui să nu mai fie doar clientela politică, ci să dea șanse oamenilor pregătiți din partide De exemplu, dacă ești absolvent de agronomie, de ce să nu mergi la Ministerul Agriculturii? Chiar dacă ești din PSD sau ești din PNL și așa mai departe De ce să mergi la Ministerul Finanțelor? Sau în altă parte unde nu înțelegi adică să și nu știi pe specialitatea Exact, pe care să meargă o are. fiecare pe specialitatea pe care o are Apoi este această lentoare pe care nu întâlnești în companiile private, unde știm cu toții oamenii au indicator de performanță. Dacă noi am pune fiecărui funcționar public indicator de performanță și dacă oamenii ar ști că urmează să fie evaluați, la fiecare șase luni, un an de zile. Și acea evaluare să fie, evaluare să fie făcută nu doar de șeful direct, ci evaluări așa cum se fac în companii de 360 de grade, în așa fel încât să ai știu da, că da, venit sigur. propunere asta, la un asta acest. a făcut și Polonia. În patru ani de zile a reușit Polonia să-și reformeze întreaga administrație publică. A scăpat de cei care nu erau atât de talentați ca să fiu elegantă în domeniu, care au plecat în alte părți și i-a păstrat pe cei care erau cu adevărat buni și care vreau să-și învețe. Că trebuie și să le oferi oamenilor instrumentele necesare, să le oferi cursuri, să-i pregătești și de aceea evaluezi ulterior. Ei bine, nu toată lumea poate să ducă asta și atunci cei care nu pot știu de la început că nu se pot înhăma și își aleg o altă carieră. Cu un sprijin, așa cum este de datoria oricărui stat, să-i ofere celui care pleacă, că nu-l poți lăsa în aer. După cum spuneam, asta au făcut alte multe țări, au reușit și cred eu că și noi am putea să o facem dacă ne-am dorit cu adevărat și dacă nu ne-am gândit că, poate mulți, având mulți funcționari și mulți oameni în administrația publică și uh, centrală și locală, ăștia ar putea fi și spațiu de manevră Credeți politică. Deci în administrația prezidențială, în general, după decembrie, apar aceste slăbiciuni? Da, bineînțeles. Cu siguranță și în momentul de față am impresia că administrația prezidențială este mult prea extinsă. Nu cred că este nevoie de toți, de toți funcționarii din administrația actuală prezidențială. Cred că trebuie venit cu aceleași rigor și cu aceleași, uh, cu aceleași sistem de evaluare și văzut exact de cine te înconjori, mai mult decât atât. Haideți să ne uităm la echipele de consilieri pe care președinții noștri și le-au ales. Poate că nu întotdeauna au fost dintre cele mai fericite. Dumneavoastră aveți deja o echipă pe care o aveți în plan în cazul în care ajungeți la o posibil. Bineînțeles, o am în minte, bineînțeles, dar vă dați seama că foarte mulți dintre oamenii cu care eu am, am discutat pentru o astfel de eventualitate și ei așteaptă și își vor spune numele și vor veni lângă mine atunci când lucrurile devin. Întâmplabile, ca să spun așa, devin posibil de realizat. Care este, <coughs> Zice. Asta e o știre, e primată, primul candidat care spune că va reduce administrația prezidențială și o, sau o va perfecționa. Care este raportul la nivel de președinte între el și mașinărie? Adică cât de mult depinde de cât de mult e inspirația președintelui și cât de mult sunt partea de consilier, de... Uh, da, este, Relația dintre președinte și echipa de consilieri și Poate fi cea de la, de la bancă? Uh, da, bineînțeles. De, de Bine ce nu zis. numai că acum, bineînțeles că te raportezi la o întreagă țară? Uh, consilierii sunt foarte importanți, pentru că, într-adevăr, nu ai cum nici să cunoști toate domeniile și să înțelegi, ca să poți să înțelegi tehnicalitățile din fiecare domeniu și să iei deciziile potrivite, bineînțeles că ai nevoie de oameni profesioniști lângă tine. Uh, dar, în același timp, cred eu că preș fiecare președinte și fiecare lider, lider politic, nepolitic, trebuie să aibă grijă să nu facă greșeala pe care de obicei o fac toți liderii, respectiv să se înconjoare doar de o echipă de 10-15 consilieri, aceia, în timp, devin camarila liderului, nu mai lasă pe nimeni din exterior să pătrundă la lider, liderul este dezinformat implicit pentru că. Cei din jurul lui doar au grijă de scaunele lor și, uite, în felul acesta începe moartea liderului. Și atunci, și cum ce, ați trebuie... Păi ce trebuie să faci, în afară de echipa ta de consilieri cu care te înconjori? Bineînțeles că trebuie să ai ancore peste tot în societate. Trebuie să ai oamenii cu care să vorbești, de la care să afli opiniile lor, să le confrunți și să le comba, să judești, că de aceea ești acolo să judești și să faci o sinteză și să iei propriile decizii și mai mult decât atât, ceea ce nu s-a întâmplat până acum în România, din păcate, președintele trebuie să fie mult mai mult printre oameni. Președintele este un om ales de oameni pentru ei. Nu poți să-i reprezinți cu adevărat dacă te închizi în spatele zidurilor cotroceniului, în loc să fii printre ei, să-i înțelegi, să-i lași să te atingă dacă ai făcut rele să-i lași să, să, te, să te înjure, să te critique, asta este, dar asta te motivează de fapt să faci lucruri bune, ca să poți reveni printre ei și ei să te primească cu brațele deschise. Credeți că A... consilierii, credeți că consilierii ar trebui să iasă mai mult în spațiu public? Bineînțeles. Nu, nu prea avem această experiență. Da, noi. Ar, trebui, ar trebui să iasă, pentru că ei sunt mesagerii președintelui și este foarte important ca președintele să comunice. Pe lângă faptul că președintele trebuie să fie implicat, și trebuie, după părerea mea, să bată televiziunile, posturile de radio în lung și în lat, să educe publicul, să se implice, după cum am spus, într-o mie și una de cauze pe care să le explice și în felul acesta să educe poporul, pentru că el este o figură în mod normal, ascultată de popor. Poporul român se raportează la președintele lui. Poporul român are nevoie de un președinte adevărat pe care să-l simtă pentru el. Și atunci ascultă implicit ceea ce spune președintele. Eu mă văd ca președinte bătând televiziunile, radiourile, fiind în evenimente publice cu oameni, înconjurată de oameni, și totodată consilierii mei să fie prezenți în cât mai multe cauze și locuri Și nu numai consilierii oficiali, ci mulți alți ambasadori, să spun ai mei Oameni de afaceri, oameni din mediul academic, jurnaliști și așa mai departe Oameni cu experiență care să meargă și să fie lideri de opinie și să răspândească ceea ce trebuie noi să facem în România Un sondaj care a apărut astăzi vă clasează pe dumneavoastră pe loc de egalitate cu Alexandru Cumpănaș undeva la 4% care sunt cifrele pe care mizați dumneavoastră în primul tur și dacă nu ajungeți în al doilea tur, pe cine ați sprijini? Da. Bineînțeles că eu trebuie să mizez pe, pe un număr cu două cifre și îmi doresc acest lucru și bineînțeles că îmi doresc să ajung eu în al doilea tur. Acum, că asta este posibil sau că nu este posibil, nu depinde într-atât de mine cât depinde de cei care vor veni la vot. Uh, pentru mine, vă spun sincer uh, este o mare reușită faptul că pornind în ale politicii acum uh, aproximativ 4 luni jumate uh, iată că am reușit totuși deja să fiu o prezență în sondaje Dar mai mult decât sondajele pe care le cred sau nu le cred uh, pentru mine contează foarte mult faptul că oamenii mă primesc foarte frumos mă îmbrățișează Mă pupă, se uită la mine și au lacrimi în ochi. Oamenii simt nevoia să-și pună speranța în cineva, iar eu sunt onorată să văd că ei consideră că eu merit acest lucru și asta nu poate decât să mă motiveze. Dacă va fi să ajung în turul 2, Doamne ajută. Dacă nu va fi să ajung în, în turul 2, atunci, bineînțeles, că îl voi sprijini pe acel candidat cu care voi putea agrea faptul că preia măcar unele dintre ideile mele. Și vom putea agrea un plan, măcar de 3-4 măsuri strategice pentru România, pe care să acționăm împreună. Despre spus, asta este vorba. Ați spus că sunteți în politică de 4 luni jumate. Considerați că acest lucru este un avantaj sau un dezavantaj pentru că nu cunoașteți exact încă felul în care merg lucrurile A, în politică? Este în preponderență un avantaj pentru că oamenii își doresc schimbare și oamenii își doresc un om nou, un om nepătat care să nu fi crescut în mediul alterat și putrezit al politicii de astăzi din România. Și asta mă avantajează foarte mult. Este un dezavantaj pentru că, iată, a trebuit în aceste luni de zile să mă obișnuiesc cu platourile de filmare și cu televiziunile, ceea ce, bineînțeles, că nu a fost un exercițiu ușor pentru cineva neobișnuit într-totul cu asta, a trebuit să învăț ce înseamnă trădarea, a trebuit să învăț ce înseamnă minciuna din partea altora, pentru că, vedeți, fiecare vede lumea și acționează prin ochii lui și prin filtrele proprii. Și atunci, dacă tu te gândești că ești corect, te aștepți ca și cei în care crezi și care -ți sunt parteneri să fie la fel de corecți. Dar asta nu se întâmplă întotdeauna în politică, însă ce nu ne omoară ne face mai puternici și ne pregătește pentru următorul Moment. Am văzut din biografia noastră, sunteți președintea partidului Puterea Umanistă Română? Da, Uman. în aceeași zi în care, în care am fost desemnată candidată la prezidențiale, am intrat și în partid și am fost aleasă de către membrii Congresului președinte al biroului executiv. Bun. Întrebare dificilă, domnul Dan Voiculescu, a scris chiar o carte despre doctrina aceasta Dai. umanistă. O știți? Da, sigur, Dânsul este creatorul doctrinei umaniste în, în România și vă spun sincer că este o doctrină foarte pragmatică și foarte de aplicat. S-a supărat de după în ce România. au apărut stenogramele pe noastre? Uh, yeah. Nu s-a supărat foarte tare pentru că... Să eu nu am cum... <laughs> nu foarte tare. În <laughs> uh, Relația noastră este în continuare o relație normală uh, de colaborare în cadrul acestui proiect. Uh, respectiv, uh, amândoi suntem oameni serioși Conștientizăm uh, miza și conștientizăm și riscurile uh, Fiecare facem greșeli, că nimeni nu este perfect Însă ceea ce este important este cu ce anume vor rămâne oamenii în urma Vă acestei exercițiu. Vă cu trustul antenă? Întrebare uh, dificilă uh, uh, Mai o repetați încă o dată? Vă vre? sprijină cu trustul de uh, presă antena. După cum, după cum ați observat și dumneavoastră, sunt prezentă la antena, însă, da, deci dânsul mă sprijină din acest punct de vedere, grupul intact mă sprijină, însă n-aș spune neapărat că acesta este un avantaj. Pentru că, în același, pentru că în același timp, știți și dumneavoastră, că tocmai datorită faptului că intactul mă difuzează și mai apare o știre cu mine și... Uh, mai apar prezențe de ale mele În același timp însă sunt celelalte televiziuni Care nu-mi dau voie să apar la ele Sau care, care vin cu pretenții aberante În momentul în care îți dorești să apare acolo Sau care îți interzic efectiv și nu-ți pronunță numele Și nu pentru că ți-ar fi numele foarte greu Ci pentru că nu vor Ați aflat până la urmă cine a făcut acea înregistrare? Uh, bănuiesc că înregistrarea a fost făcută de persoana Care a fost cu mine și cu soțul meu în casă În acel moment care a intrat în casă în acel moment, când eu mă certam la telefon cu colegul meu, și bănuiesc că el a fost. Dacă nu a fost el, ceea ce încă nu mi s-a spus dacă este o înregistrare cu telefonul sau este un alt fel de înregistrare, dacă nu a fost el, înseamnă că a fost sau este în continuare un microfon la mine în casă. Sau cel puțin un microfon la mine în casă Plantat, nu știu când Veți face ceva din punct de vedere legal în acest sens? Da, voi face cu siguranță Însă în momentul în care uh, voi trece de campanie Și am timp să mă ocup de asta Pentru că vreau să analizez Știți, eu nu mă grăbesc la lucruri În general măsor de multe ori și tai odată Pentru că nu vreau să intrăm în alte, în alte complicații negândite Ci vreau să văd exact ce s-a întâmplat Să mă asigur că ce mi se spune este adevărat Și apoi voi ști ce am de făcut Aș vrea să analizăm împreună, eu și vorbesc și în numele ei, evenimentele politice din ultimul timp pentru a vedea și gândirea noastră, nu numai de analist. În de primul rând, astăzi s-a publicat lista guvernului, programul guvernului PNL. Cum comentați dumneavoastră această. Da. Tentativă, vă rog. În primul rând, mă bucur că a apărut programul, pentru că este un pas spre normalitate, nu? Avem nu o listă... Listă normalitate. Exact, avem o listă a membrilor Guvernului foarte bine, avem un program de guvernare care, deși la prima vedere pare făcut pe picior, să zic așa, mai pe grabă, ceea ce ne poate face să credem că totuși nu erau pregătiți să treacă moțiunea. Totuși, apreciez faptul că au anunțat că vor păstra ceea ce s-a făcut bun în guvernul PSD. Și asta este... asta este Tot un... că deja le-ați bătut un cui în, în, <laughs> în, 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 în politic, dacă <laughs> vor păstra că toată lumea, Dar... partea cealaltă din stradă se așteaptă ca ei să facă un să revoluție. -au nevoie și de voturile parlamentarilor <laughs> PSD. Dar, Dar pe partea cealaltă nu există rău care să fie numai rău și bine care să, existe, care să fie doar bine. Și atunci Uh, guvernul PSD, indiferent de multele uh, inadvertențe și uh, împiedicări, și așa mai departe, uh, au făcut și lucruri bune și apreciate de oameni. Și atunci este păcat să nu continui aceste, aceste proiecte. Uh, dar, în același timp, au venit și cu un set de măsuri urgente, ca, de exemplu, bugetul, ca, de exemplu, uh, trecerea peste iarnă din punctul de vedere al încălzirii. Toate aceste lucruri sunt binevenite. De aceea ne trebuie un guvern ca să ne asigurăm că uh, o să avem buget. Pentru că dacă nu, iată, ne prinde noul an fără buget. Ceea ce nu este. Nu S-a este mai, mai, în mai întâmplat și în alte ani. S-a mai întâmplat și ca de fiecare dată vrem noi și insistăm să fim noi oaia neagră. Dacă celelalte state și-au trimis deja bugetele către Uniunea Europeană, către Bruxelles, iată că noi nici nu avem de gând să ne definitivăm bugetul. Și asta, bineînțeles, că are un impact negativ asupra monedei naționale, asupra intenției investitorilor de a veni în România, asupra capitalului autohton, etc. Uh, nu este bine. Uh, și, sincer, eu aș fi crezut că, totuși, domnul președinte Iohannis, până la urmă, se va gândi la numirea unui guvern tehnocrat, deși tehnocrat în mintea multora nu mai sună deloc bine, dar cred că ar fi fost cea mai bună soluție pentru acest an pentru că acest guvern tehnocrat atunci s-ar fi focusat pe prioritățile României cu adevărat, pe prioritățile strategice. Așa am adus din nou un, și aducem, vrem să aducem un guvern politic care bineînțeles că se va gândi la rezultatele la următoarele alegeri. Prioritatea acestui guvern nu va fi implicit dezvoltarea României și a face ceea că ce trebuie să facă. Ați fi parlamentar, ați fi sprijinit guvernul 1, 2, ați fi intrat la guvernare? Uh, am fi sprijinit guvernul pentru că este de datoria noastră să facem ceea ce trebuie, ca să nu lăsăm țara în haos. Și pentru asta critic acum poziția PSD-ului, pentru că, indiferent de miza politică, trebuie să nu aruncăm țara în dezordine. Uh, PSD-ul ar trebui să-și facă datoria, să voteze, să-i lase să facă ce au ei de făcut și, ulterior, vor câștiga sau vor pierde. Uh, deci, da, aș fi, aș fi sprijinit guvernul și bineînțeles că dacă ar fi existat o propunere serioasă, am fi intrat și la guvernare. Și asta pentru că este o onoare, indiferent de culoarea politică a oricărui guvern, să ajungi acolo și să-ți servești țara. Pentru mine asta contează, să faci ceva pentru țara. Ce v-ar fi interesat? Ministerul Apărării? <laughs> de ce nu? De ce nu? Ministerul Apărării este un minister extraordinar de important, strategic, și, de ce nu, este întotdeauna nevoie de persoane care, care să poată să managerieze interesele acestui minister la un anumit nivel, să reprezinte uh, acest minister la un anumit nivel în relația cu partenerii strategici, în special cu partenerul nostru strategic, Statele Unite, dar cred că aș fi fost mult mai potrivită, poate, pentru alte ministere, adică sunt mult mai talentată, probabil, în, în alte domenii. Au apărut la un moment dat informații despre dumneavoastră ca să face parte dintr-o organizație care susținea că pământul este plat. Da, știți Asta și... vreau să întreb și eu. Da. Deci, uh... de unde să știu? <gânt> eu. Din... Poate că care e, e plat. povestea din da. spatele la acest. Niciova, uh, că nu am... Este o dezinformare crasă și a fost o lucrătură urâtă. Uh, un articol care a apărut în 2017, imediat după ce am fost promovat în guvern la funcția de secretar de stat, Cineva m-a introdus pe Facebook într-un grup pe Facebook care avea acest obiect. Niciodată nu am dat un like, niciodată n-am comentat nimic, nici măcar n-am știut că fac parte din acel grup, am aflat din acel articol. Ei bine, din păcate, deși i-am informat, informat pe jurnaliștii respectivi că nu este adevărat, și iată ce s-a întâmplat, continuă să scrie acest lucru. Și vedeți, noastră, dacă nu au ce să scrie că nu sunt coruptă, n-am furat, n-am mințit, n-am făcut tâmpenie, atunci vin cu astfel de lucruri. Deci nu, Pământul este sferic Asta vreau să vă întreb, pământul dumneavoastră e plat sau sferic? Pa, nu, păi eu sunt un om, știți, tradiționalist și da. conservator da. Cred în bunul Dumnezeu, cred ce-am în învățat pământ. la școală Că pământul, pământul este, rotund. este rotund Sferic m-au corectat oamenii când am scris asta pe da. Facebook Deci nu, n-am nicio treabă cu pământul este plat Sunt un om cu toate oalele acasă și cu mansardă cât de cât sănătoasă ce v-au spus fetele dumneavoastră în momentul în care le-ați povestit că veți candida? Fetițele mele sunt foarte, sunt foarte bucuroase și sunt foarte mândre, și mă bucur acest lucru pentru că, în felul acesta, îmi doresc să le insuflu și lor dorința de a se implica în cauze mai mari decât suntem noi înșine. Uh, mă sprijină, îmi fac desene, îmi fac steaguri. Uh, astăzi au tăiat un steguleț, uh, au tăiat un tricou pe care scrie Ramona Ioana președinte și au făcut o hainuță cățelului nostru și l-au îmbrăcat cu hainuța cu Ramona Ioana președinte. Este foarte frumos. Fetițele îmi spun că sunt cel mai bun dintre toți candidații, că voi fi ca o mamă pentru România. Asta îmi spun fetițele mele și. O întrebare pe care am pus-o în ultimii 30 de ani la. Tot e vedete, deja vedete. La un moment dat, nu există riscul ca soțul să vă invidieze că el nu e vedetă și nu să sunteți? Nu, nici într-un caz. Soțul meu este 100% cu tot sufletul, cu toți banii și Orică, cu și dacă toată ajungeți, ființa lui. Și dacă mine. Va fi prima doamnă! <laughs> el va fi primul domn și mă va sprijini foarte mult și, dincolo de glumă, soțul meu are o experiență extraordinară la nivel internațional este un bancher recunoscut și foarte respectat, un om integru un om, un om respectat pentru corectitudinea lui și profesionalismul lui A demisionat din conducerea a băncii? A demisionat pentru a sprijini proiectul meu din conducerea băncii First Bank uh, și, asta și apoi a... rămâne șomer dacă dumneavoastră nu uh, va, face, va face alte lucruri <coughs> pentru că el este căutat întotdeauna de mulți oameni, dar vă dați seama ce ar putea să însemne aportul lui la dezvoltarea României pentru că el știe clar unde trebuie să mergem ce finanțări există, el știe cum să promoveze în roadshow-uri financiare România, ca mai făcut-o înainte Va exista instituția primului domn așa cum există foarte clar în Statele cu Unite siguranță. instituția primei doamne? Cu siguranță pentru că Dominic iubește foarte mult România, el și pe vremea când conducea BCR-ul a fost implicat în foarte multe proiecte, a venit cu foarte multe inițiative, Prima Casă programul Prima Casă este un program pe care și Dominic l-a inițiat, apoi Dominic a fost cel care s-a opus ca BCR-ul să dea, de exemplu, credite în franci elvețieni, tocmai gândindu-se responsabil la urmările acestui lucru. Deci este un om care iubește foarte mult România, vedeți, s-a și mutat și a venit după mine în România și atunci se va implica -o foarte mult. Eu premier, e prima dată când au după decembrie în ultimii 30 de ani, Că un candidat zice, votați-mă pe mine pentru că soțul sau soția o să ajute țara. Na, tocmai da, tocmai de aceea am și zis îți Nu -am nu îți îți până <laughs> acum, adică nici, probabil pentru că îți îți de asta da, până Însă, Deși și soțiile puteau să ajute Bine, Și cu siguranță au ajutat. Da. Suntem cu toții în acest proiect, de la cățel până la fetițe și, bineînțeles, și soțul meu. Iar soțul meu este cel Rodele care. Cățelele mie... sunt în Anglia? Nu, fetițele nu. El Soacră, socri. A, Din păcate, nu mai există. Din ce zonă? A, din Leeds, din partea de nord a Angliei. Da. Da, de acolo este Dominic. A, este un englez vertical și... Din uh, Anglia de Nord. Da, 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 da. Cum vă poziționați vis-a-vis -vis de politica externă a României? Aveți o viziune asupra ceea ce ar trebui sau care ar trebui să fie rolul României în Uniunea Europeană da. sau vis-a-vis -vis de conflictul dintre Statele Unite și Uniunea Europeană? Cum ați media ca președinte? A, în primul rând, politica externă a României a, este aproape inexistentă în acest moment, aș spune. Adică nu, nu mai arătăm că am avea o strategie clară, funcționăm cumva așa la periferia uh, politicii externe europene și asta pentru că s-au făcut niște greșeli majore, respectiv în loc să avem o voce unitară, în loc ca președintele cu prim-ministru, cu ministrul afacerilor externe să stabilească clar direcția în care, pe care și-o asumă țara noastră și să vorbească același lucru și să vorbească de bine țara noastră, Iată că ei s-au dus și de multe ori orgoliile politice și interesele politice au primat și au fost mai importante decât interesele noastre naționale. Și asta s-a răsfrânt în final asupra noastră a tuturor, asupra imaginii României. Faptul că politicienii noștri nu înțeleg și nu se uită la prietenii noștri americani, la prietenii noștri polonezi, la englezi, la francezi, la germani. Și nu observă că aceștia niciodată nu-și vorbesc țara de rău. Și la prietenii bulgari, se pot Ex Da, e, da, și Ungur. și unguri. Da, da, Nimeni nu-și vorbește țara de rău. Cum ne-a învățat pe noi acasă bunica și mama. Nu-ți vorbești familia de rău. În casă te cerți, faci ce vrei. Dar când te duci afară, te comporți și vorbești într-un anumit fel. Ei bine, ai noștri și-au dat cu stângul în dreptul și ne-au afectat imaginea noastră a tuturor. A fost o dovadă de irresponsabilitate crasă și ar fi trebuit sancționați pentru asta. Pentru că noi, acum, cetățenii noștri care merg în Anglia, în Germania să lucreze sau pe unde merg, pleacă capul de multe ori pentru că sunt considerați codașii Europei, corupți. Hoți, săraci și așa mai departe. Nu merităm asta. Și tocmai de asta, în programul meu politic, să știți că o latură fundamentală, și la care eu sufletește, țin extrem de mult, este promovarea identității noastre naționale. Trebuie să facem în așa fel încât să reclădim mândria că suntem români. Trebuie să facem în așa fel încât copiii noștri, oamenii noștri, când aud imnul național. Să aibă emoția aia a faptului că aparținem acestei țări, să pună mâna pe piept, pe inimă când aud imnul, să știe versurile, copiii noștri nu mai știu versurile imnului național. Ne perimăm și ne pierdem în ciuda istoriei noastre de peste 2000 de ani și este păcat și în ciuda tot ceea ce noi reprezentăm. Și atunci, pe planul politicii externe, avem foarte multe de făcut și trebuie reformat uh, poziția noastră și diplomația noastră trebuie susținută și ajutată. Pe plan economic trebuie să ne redefinim diplomația economică. Asta înseamnă, ne gândim la parteneriatele strategice întâi și întâi. Acestea n-au fost valorificate la maximum. Dacă noi ne uităm la, la situația investitorilor din România, vedem că investitorii americani se află pe poziția a 14 -a. În unele clasamente a 12 -a, în altele a 14 -a. Nu este firesc. Noi trebuie să facem în așa fel încât și din parteneriatul cu Statele Unite, și din, uh, și din cele cu Anglia, cu Franța, cu Germania, de care ne leagă relații vechi și trainice. Să beneficiem și din punct de vedere economic, să ne dezvoltăm, să aducem aici investiții care să dea posibilitatea și oportunitatea tinerilor români creativi pe care noi avem, să poată să-și arate talentul, să producem lucruri de valoare adăugată în, în România. Apoi. Ambasadorii noștri, atașații noștri comerciali, de ce să nu aibă la rândul lor niște, hai să-i numim deși sperie, indicatori de performanță în ceea ce înseamnă promovarea României în scopul atragerii de investitori în România? De ce să nu știe fiecare ambasador că în fiecare lună ar trebui să se vadă cu unul, doi uh, potențiali investitori și să promoveze România? De ce președintele, când merge în vizite oficiale, să nu fie înconjurat întotdeauna de oameni de afaceri, dar nu doar de anumiți oameni de afaceri, ci de oameni de afaceri din toate segmentele corporatiste și IMM-uri, și companii mici, și companii mai mari, interesate de accesul la piața externă? Te duci înconjurat de ei, le, le oferi acces pentru că în felul acesta se dezvoltă, iar după ce te întorci dintr-o vizită oficială, trebuie să fii urmat de un alt avion, aș spune eu, de investitori din acea țară care vin să prospecteze și să vadă ce oferă România. Ei bine, președintele împreună cu ambasadorii, cu atașații și cu personalul diplomatic trebuie cu toții să tragă în aceeași direcție. De aia spun eu că ne-am săturat și n-ar mai trebui să vorbim atâta de, de uh, ideologii și de conflicte politice și așa mai departe. Trebuie să ne focusăm pe dezvoltarea economică. Dacă noi ne dezvoltăm economic, vom avea bani pentru toate celelalte. Asta ar trebui să ne fie prioritatea. Și președintele are un mare rol, iar diplomația, diplomația noastră trebuie sprijinită. Uh, dacă ambasadorii noștri au. Uh, mașini care îi lasă în mijlocul drumului pentru că cedează, fiind atât de vechi, dacă ei nu-și permit un costum așa cum trebuie pe ei, cum vrem să ne reprezinte la nivelul pe care da, ne-l dorim? Apropo de președinte, mă înșel eu sau nu ați să-l să criticați pe domnul Claus Iohannis? Nu, să știți că l-am criticat. Chiar l-am criticat. Îmi... Este normal că un contracandidat trebuie să se raporteze. Dar am încercat să nu critic nu, foarte nu, nu... mult. Ce nu... Ce, ce nu ați face în urasă din ce a făcut președintele în 5 ani? Cu siguranță n-aș vorbi România de rău, indiferent ce s-ar întâmpla aici. Adică lucrurile se rezolvă intern. Nu m-aș duce să spun, de exemplu, că România nu este pregătită să preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Ceea ce Dânsul a făcut și iată că a fost contrazis. Apoi, bineînțeles că aș fi mult mai mult printre oameni. Eu nu l-am văzut pe președintele Claus Iohannis să iasă printre oameni, deși președintele trebuie să fie al tuturor. Și că vorbim de președintele tuturor, nici într-un caz nu aș dezbina. Nu aș face uh, ceea ce a făcut dânsul cu guvernul meu, uh, penali, nepenali și așa mai departe. Nu. penal, nepenal, guvernul meu, guvernul tău, toți sunt ai tăi. Frumoși, mai puțin frumoși, deștepți, mai puțin deștepți. Sunt toți ai tăi și trebuie să găsești. Acest conflict etern, după 90 de da. președinte și premier, e din cauza Constituției sau din cauza celor care au fost în funcție? Păi să mă din, cauza, nici... din cauza celor care au fost în de funcție. De ce? Cum voi spuneți? Uh, pentru că au primat întotdeauna orgoliile personale. Din păcate, oamenii noștri politici n-au ajuns la acel nivel de maturitate. Prin care, care să-i ajute să înțeleagă că sunt acolo cu o misiune clară respectiv să urmeze și să respecte interesul României și au pus întotdeauna interesele de partid și de grup mai presus de interesul țării. Și atunci, normal, pentru că intervine și orgoliul și pentru că au existat răfuielile acestea politice și în general a fost președintele de o culoare și uh, premierul de o altă culoare, au apărut aceste tensiuni între ei. Dar să știți că asta se justifică și prin faptul că președintele a fost aproape întotdeauna dat, dar nu, întotdeauna a fost dat de un partid mare. Un partid mare parlamentar îl va ține pe președinte captiv întotdeauna președintele provenind dintr-un astfel de partid nu va putea să fie imparțial, nu va putea să fie președintele tuturor. Să-mi spuneți mie dacă un om care, care a crescut și care a fost format în interiorul unui partid în 20-30 de ani cu carnet de membru de partid, când va ajunge președinte, oare este posibil uman, gândindu-te, ca el să uite că partidul acesta l-a creat, că acestui partid el îi datorează cine este? Oare partidul nu va veni să-l tragă de mânecuță și să-i spună, domnul președinte, păi stați așa, că noi la anul avem alegeri, cum te uiți tu cu același ochi și la PSD, și la PNL, și la Useris, și așa mai departe, că la anul noi trebuie să câștigăm alegerile? Te-ai uitat cine te-a făcut om? Deci, despre asta este vorba. Tocmai de aceea sper din suflet ca de data asta, românii, cetățenii care vor ieși la vot, să se uite cu adevărat la omul candidat. Să se uite la toți cei 14 care venim în fața lor și să judece care anume este omul sincer, competent, care îi poate reprezenta, cu care ei rezonează, un om care iubește oamenii, că fără să ai calitatea asta, n-ai ce să cauți într-o asemenea funcție. Deci dacă nu-ți place să fii în contact cu oamenii și printre oameni, atunci trebuie să-ți alegi altceva de făcut, că altfel vei fi pusnic, vei sta izolat și nefericit. Și și poporul e nefericit, aici e problema. Și atunci oamenii ar trebui să aleagă omul, să uite de partide, și ideal ar fi să fie un om într-adevăr independent sau susținut. Iată, în cazul meu eu sunt sus susținută de un partid, dar este un partid mic, neparlamentar, și care nu poate să-mi spună că el m-a adus aici, ci aș putea, poate eu să spun că, iată, am ajutat și partidul să crească. Doamna Brunsil, vă mulțumim pentru discuția din această seară. Domnul Cristoiu, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în platou. Doamnelor și domnilor, până la ediția viitoare, la revedere!